Bună seara! Este o adevărată plăcere să mă întorc și mă bucur să vă găsesc. Invitata mea din această seară este minunata Ana Ularu. Hello! Sper că ați sărbătorit ca niște punkeri și v-ați întors la treabă cu dorință și voință. Iar pentru cei care încă au bradul de Crăciun în casă, pentru cei care încă ascultă colinde, au rezerve de salată de băf și se țin de această strategie de a prelungi Crăciunul, de a trage de el cât pot... Pentru că până acum, în 2017, noi muritorii de rând, am avut parte mai ales de lopată și de câteva descoperiri amuzante. Liviu Dragnea a descoperit singur-singurel, fără să-l ajute nimeni, ce înseamnă o singularitate. Cum într-un loc o gaură neagră există și nu există în același timp. Explicație oferită și de Stephen Hawking, care se pare că a fost trollat de ziua lui de naștere de către români creștini. Găsiți pe Vice un rezumat detaliat. Între timp, avocatul poporului. După 27 de ani e greu să-ți amintești mare lucru. Iar primul ministru a crescut într-o lună câți alți flăcăi în 7 ani. Iată-l aici, pe micuțul Grindeanu, condus la prima lui zi de școală. Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu l-au condus pe Sorin Grindeanu spre întâia ședință de guvern a noului cabinet. Apoi s-au pupat. Succes! Ce simțiți aveți acum, domnule Dragnea? Foarte multă speranță. Și a început ședința. Să faceți un inventar al problemelor urgente. Părinții lui l-au înscris la o școală de stat, unde încă din prima zi începe să învețe adunarea și scăderea într-un buget. În schimb, la școala privată americană, copiii au fost lăsați să-și arate jucăriile primite de Crăciun. I don't like the way that looks, but I would be able to do that if I wanted to. I'd be the only one that would be able to do that. Aha, so funny! Știți care a fost primul lucru la care m-am gândit după ce am văzut asta? Începem cu sectorul 1. We are going to build a wall. Sectorul 2, aceeași întrebare. I don't like the way that looks, but I would be able to do that if I wanted to. Ați curățat 30% sau urmează să mai curățați 30%? Și dacă doar 30% ați curățat până acum, în cât timp considerați că veți ajunge la un procent mai mare? We're doing them a tremendous service by doing it. Sectorul 5, grad de intervenție pe străzile secundare. That's because we're run by people that don't know what they're doing. Și acum, înapoi la lopată. Pentru că subiectul nostru din această seară e despre cum dă românul la lopată, despre cum muncește, cât efort depune, ce rezultate are și cât de mult are posibilitatea să se gândească la viitor. Vom vorbi despre muncă, job, treabă sau afacere, despre pusul pâinii pe masă, facerea combinației, despre producerea de cașola. Se pare că felul în care românul dă la lopată vorbește mult despre cum muncește și despre cum se simte singur, obosit, nerecompensat suficient și fără nicio soluție. România este visul american pe dos. Un copil care nu se naște într-o familie cu posibilități are mai multe șanse să muncească și să rămână sărac toată viața decât să ajungă la un trai decent. Într-un articol din ziarul financiar, ZF, directorul editorial, Cristian Hostiuc, vorbește despre sud-americanizarea economiei românești și ne arată cum cifrele din piața muncii încep să semene cu cele ale unei plantații moderne. În ceea ce pare o scrisoare deschisă primului ministru, domnul Hostiuc are o gândire cât se poate de logică. În aceste condiții, nu ar strica să vedem ce moștenire economică preia noul guvern pentru a vedea dacă în cei 4 ani va reuși să aducă o îmbunătățire. Ne propune să ne uităm la câțiva parametri relevanți ca să ne dăm seama unde suntem și să ținem minte unde suntem pentru a putea vedea mai târziu dacă mergem în direcția bună. Acum, dacă sunteți pregătiți, încep cifrele. Ultimele date raportate pe tot anul sunt cele din 2015. Atunci au fost 660.000 de companii în România, cu o cifră de afaceri de 270 de miliarde de euro, cu 20 de miliarde mai mult decât în 2014. Această cifră de afaceri este realizată în proporție de 49% de către multinaționale, 47% de companii românești și doar 4% din companiile statului.
Deși au cifre de afaceri similare, companiile românești angajează 2,4 milioane de oameni, de două ori mai mulți decât în multinaționale. La ei se adaugă cei 1,2 milioane de angajați la stat și ajungem la totalul de 4,7 milioane de angajați și 5,3 milioane de pensionari. Dacă Bucureștiul are o cifră de afaceri de 458 de miliarde de lei anual, Mehedinți, cel mai sărac județ din România din punct de vedere al business-ului, are doar 2,7 miliarde de lei. Vasluiul nici măcar nu e în top 3 cele mai sărace județe. Giurgiu are 5,2 miliarde, Covasna 5,3 miliarde și Vaslui abia pe locul 4, 5,4 miliarde. Cei mai mari angajatori sunt Kaufland cu 22.000 de angajați, Petrom cu 16.000, Dacia cu 14.000, RATB cu 10.000, RCSRDS cu 10.000, Carrefour cu 8.600, Mega Image cu 8.200. Eu nu înțeleg de ce nu e BGS pe lista asta. Mai țineți minte cele 660.000 de companii de la început? 600.000 dintre ele au între 0 și 9 angajați. Avem doar 1877 de companii din 660.000 care au peste 250 de angajați. Și doar 3100 de companii din România au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane de euro. Sunt cel puțin 5 județe în România unde cei mai mari angajatori sunt Spitalul Județean, Centrul de Protecție a Copilului sau alte instituții de stat. Prima opțiune a unui absolvent este să lucreze la stat. Dacă nu poate la stat, atunci poate încearcă la corporație. Iar ultima opțiune este să lucreze într-o companie privată românească. De ce? Pentru că salariul mediu la stat este chiar un pic mai mare decât cel de la multinațională de 2000 de lei, în timp ce o companie românească plătește între 1000 și 1600 de lei. Pentru prima oară, numărul de firme închise este mai mare decât numărul de firme deschise. Avem natalitate negativă până și la firme. Suntem prizonieri într-o economie sud-americană, trăind iluzia visului american. Gândiți-vă un pic. Majoritatea reclamelor de la noi din țară sunt la produse care se găsesc într-un supermarket sau la farmacie. Uitați-vă de exemplu la muncitorii din fabricile de confecții, care au lucrat pentru mai multe branduri cunoscute din afară. Investigația publicată de Laura Ștefănuț la Casa Jurnalistului și Reuters arată cum industria de textile și confecții, a doua la export, este în competiție directă cu piețele din Asia la forță de muncă ieftină. Ceea ce obișnuiam să vedem în Asia și să numim exploatarea lucrătorilor, azi face parte din economia noastră. Procentul românilor care lucrează, dar sunt în pragul sărăciei, este în creștere constantă, ajungând în 2015 la 18%, mai bine de două ori peste media europeană. În jur de 44% dintre angajați au venituri sub 1000 de lei net pe lună, iar 28% câștigă între 1000 și 1700. Între timp, avocatul poporului. Ar fi bine mai întâi să răsfoiască excepția și formă să vorbească despre ea. Hipermarketurile au ajuns să facă cele mai vizibile campanii de HR. Dar uite cum numărul contractelor de muncă pe salariu minim s-a triplat în ultimii 5 ani. Deși știm că un astfel de salariu nu acoperă costurile de viață, Kaufland e de cu tot o altă părere. Ei insistă până și pe portbagajul taxiurilor că ți oferă un super job. Ia uite cât de fericiți sunt oamenii ăștia de stoc. Și după ce faci ceea ce îi numesc cu zâmbetul pe buze sarcini diverse, o să ai și super perspective. Hipermarketurile și lanțurile de fast food sunt clienți importanți pentru industria de advertising și media. Ei au departamente de marketing care plătesc agenții de creație să producă reclame pentru un media plan de sute de mii de euro ca să te convingă să te angajezi pe un salariu minim și niște bonuri de masă. Carrefour, de exemplu, după ce probabil au avut încă un pitch de 80 de agenții, ne-au impresionat din nou cu stilul lor recunoscutibil. 18% dintre tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani nu merg la școală și nu muncesc. Iar pentru cei care vor cu disperare să-și găsească un loc de muncă, hipermarketurile, fast-food-urile și call center-urile sunt singurele domenii care îi așteaptă cu brațele deschise. România este printre cele mai ieftine piețe pentru call centers, care în 2014 angajau peste 30.000 de oameni. Doar în București sunt aproape 2.000 de astfel de centre. Avem până și cea mai mare companie de video chat din Europa, care este tot un fel de call center pentru bătrâni bogați. Agenția care ar trebui să se ocupe de situația asta, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, a fost acuzată în repetate rânduri de corupție și ineficiență. Cei de la Decât o Revistă au arătat cum programele create pentru tineri în căutare de joburi au cheltuit o groază de bani degeaba fără rezultate. Comisia Europeană a criticat în repetate rânduri statul și ANOFM pentru lipsa reformelor și proasta gestionare a fondurilor europene. Raportul Curții de Conturi a României din noiembrie 2015 a descoperit, printre alte nereguli, că ANOFM a realizat plăți ilegale în valoare de 2,2 milioane de euro și abateri contabile de 50 de milioane de euro.
PSD, proaspăt reîntors la guvernare, a repus-o în funcție pe lidera ANOFM din perioada problemelor de care vorbim. Mai mult, în 2011 s-a modificat codul muncii, care a îngreunat și mai mult înscrierea angajaților în sindicate naționale sau negocierea contractelor colective la nivel de sector sau companie. Vă reamintesc cum a reargumentat în 2007 Curtea Supremă din Canada faptul că dreptul la asociere colectivă este un drept fundamental inalienabil. Dreptul de a negocia colectiv cu un angajator întărește demnitatea umană, libertatea și autonomia angajatului, dându-i oportunitatea să influențeze conducerea companiei privind regulile și normele ei, câștigând astfel un oarecare control asupra unui aspect major din viața sa, și anume munca. Angajarea colectivă permite angajatorilor democratizarea locului de muncă și asigură respectarea legilor. Doar că noi nu trăim într-o democrație, noi suntem o plantație, așa că am creat un mediu neprielnic pentru sindicate și uniuni, pentru ca industriile să poată în continuare să fie gândite după principii feudale. Thomas Ferguson a spus că natura profund nedemocratică a instituțiilor economice într-un sistem capitalist transformă alegerile într-o ocazie pentru investitori să se întreacă pentru controlul diferitelor părți ale statului. Vă sună cunoscut? Politica devine umbra aruncată pe societate de marile companii. Gândiți-vă un pic, de fapt big business e cel mai mare ajutat social de la noi. Big business e scutit de taxe, pentru că vă plătește cu salariu minim pe economie. Iar când nu e scutit, încearcă să mute totul pe offshore-uri. Iar când o parte totuși ajunge la guvernele astea de plantație, le ia înapoi pe altă ușă. De exemplu, Kaufland și Lidl au beneficiat de aproape $1 miliard în fonduri europene și de la Banca Mondială pentru a-și consolida poziția în Europa de Est. Kaufland și-a construit magazinele din bani publici pentru dezvoltare, după care se laudă cu salariile pe care urmează să le dea în 2017. Cred că înainte de a judeca și de a gândi că românul e mereu nervos, stresat și că nu vrea să muncească, e important să ne amintim de această lipsă de echitate și de faptul că românul muncește, dar rămâne sărac. Și majoritatea dintre noi uneori ne simțim mai degrabă exploatați la locul de muncă. Așa că am stat de vorbă cu oameni care lucrează sau au avut astfel de joburi și poveștile lor fac ca pozele din reclame să pară rupte dintr-o realitate paralelă. La început a părut să fie ok, nu a fost prima mea experiență de lucru. Am mai lucrat în multinațional înainte, dar am ales să merg pe call center, pe jobul ăsta, pentru că îmi permitea să lucrez 6 ore pe zi, cel puțin conform contractului, caz în care puteam să ajung foarte ușor și la cursuri, că eram încă la master la momentul ăla, și îl foloseam ca să pot să-mi plătesc cursurile. Nu știu, mi se pare că e foarte stresant din foarte multe puncte de vedere. Nu poți să faci față așteptărilor, pentru că sunt așteptările foarte mari, mai ales la început, și impresia pe care ți-o dau mai mulți factori e că nu ești tu suficient de bun și că trebuie să lucrezi mai mult. Începeam munca la ora 3, terminam pe la 3 noaptea sau 4 noaptea, după care stăteam 3 ore trează, fără să mă duc acasă. Da, pur și simplu stăteam pe acolo, nu era nevoie de mine nicăieri, dar dacă mă duceam acasă să dorm, nu mai ajungeam la facultate, cu siguranță. Și atunci stăteam trează ca să pot să mă duc direct la facultate, ca să fiu sigură că ajung. După care terminam pe la vreo 12, dormeam până la 3 și începeam din nou. Am început să mai întreb cum se descurcă ceilalți cu facultatea, cum fac ceilalți lucruri în afara locului ăsta de muncă. Și am aflat că, de fapt, nimeni nu făcea nimic în afara locului ăsta de muncă. Am 15 ani și lucrez la KFC. Păi, câteodată e super frumos, câteodată e mai greu, câteodată... Depinde de zi. De cele mai multe ori încep la 7:30 dimineața. Atunci când merg la liceu, merg după liceu la muncă. Și la cât termin când mergi după liceu la muncă? La 10:30. Ar trebui să iau în fiecare lună 8 milioane plus bonurile. Dar de cele mai multe ori am luat mai mult. Nu a fost luna care se iau fix salariul meu. Da, au fost colegi de-ai mei care au luat și 18-20. Dar asta te exageră la muncă. Și mai sunt tineri de vârsta ta care lucrează cu tine sau majoritatea sunt mai mari? Mai sunt tineri de vârsta mea. Vreo 7-8. Lumea e foarte slu, nu prea muncea, știi? Și atunci cădea pe umerii noștri toată chestia aia cu fă burgeri, dăm nu știu ce, fă și treaba aia. Trebuie să faci foarte multe lucruri la Mac, știi? Adică noi stăteam la carne, dar trebuia să mai facem în același timp și alte lucruri.
Și eram, știu, era dimineața, era 7, o chestie de asta, era foarte slow, nu venea nimeni. Și stăteam, știi, adică pana mea, stăteam, mă odihneam. Stăteam sprijinit de ceva. Unul la mână, n-ai voie să stai jos, deci nu ai voie să stai, e interzis să stai jos, n-ai voie să te așezi. Trebuie să stai în picioare 8 ore. Și doi, dacă nu e niciun client și n-ai nimic de făcut, nu ai voie să stai degeaba. Trebuie să freci, trebuie să te uiți. Ești ca un DJ, știi? Adică dai drumul la muzică, aia merge, dar mai dai și tu cu un volum, o chestie, nu știu ce, până la tranziție. Deci tot timpul eram cu o cârpă mână. Ba frecam, ba mai uitam la tăvi, la mâncare, ba mai vedeam să văd dacă mai e carne, dacă mai sunt nu știu ce, deși erau o grămadă. Am fost concediată abuziv pentru că am lipsit de la niște repetiții care nu puteau avea loc, că n-am cerut solicitarea în scris pentru colaborarea cu alte instituții de teatru, solicitare pe care am cerut-o, și că am denigrat imaginea teatrului și a directorului acestuia pe Facebook și în media în general. E mai mult o diferență psihică între a fi angajat și a fi freelancer, pentru că a fi angajat îți conferă oarecum o senzație de siguranță că urmează să intri într-un alt proiect și dintr-un proiect într-altul. Urmează să dau Teatru Sic Alexandrescu din Brașov în judecată, să contest decizia de concediere. Cred că ca și artist ai nevoie de un mediu sigur, ca și orice om, de fapt, ai nevoie de un mediu sigur în care să lucrești și să te simți în confort, să poți să te dezvolți. Salariul pe care l-am avut ca angajată actriță gradul 2 al Teatrului Sic Alexandrescu din Brașov au fost de, cu sporul sau ceva de genul ăsta, între 1000 și 1300 de lei pe lună. Nu cred că a reflectat munca pe care am depus-o. Cred că e lipsit de respect. Dar asta e deja un principiu care nu are legătură cu respectul față de mine, are legătură cu respectul față de orice om care muncește. Aveam același salariu cu un om fără studii și cred că e o problemă. Cred că e o problemă pentru toți bugetarii, cred că e o problemă pentru toate range-urile de salarii din România. Ori nu știi că în jurul tău există oameni care muncesc de le sar ochii din cap și câștigă foarte puțin sau puțin sau insuficient, ori știi și te prefaci că nu vezi, atunci ești ipocrit. Adică pot să fii în două părți ale acestui registru. Deși tu evoluezi și investiția pe care o faci în evoluția ta este timpul tău pe care tu îl petreci făcând lucrurile astea, ea nu se întoarce neapărat. Din punctul de vedere al prestării unei munci plătite, nu te avantajează cu nimic. Nimeni nu spune, pentru că tu ai atâta experiență și ai petrecut atâtea sute și mii de ore scriind proiecte, noi acum o să-ți dăm o sumă mai mare de bani. Nu. Felul în care tu raportezi ceea ce ai făcut nu are legătură cu realitatea a ceea ce ai făcut. Acest efort de ore în șir în care faci raportări te aduce în stadiu în care munca ta, chiar dacă ar fi plătită raportat la oră, tu ar trebui să câștigi de 500 de ori mai mult decât un artist care a participat în proiect. Adică e o mare risipă de timp din timpul nostru al managerilor culturali. Cred că asta e foarte important de spus. Dacă pentru salarii mari sigur nu sunt bani, pentru proiecte inutile și prost implementate se vor găsi mereu fonduri. De exemplu, Ministerul Culturii are de oferit bani, dar nu e clar cui, cum și de ce. În 6 ianuarie a publicat pe site-ul Ministerului un apel pentru oferirea a 200.000 de lei în vederea realizării de proiecte și acțiuni culturale pentru Ziua Culturii Naționale din data de 15 ianuarie. Data limită de depunere a proiectelor este 11 ianuarie, iar realizarea acestora trebuie făcută pe 15, 9 zile cu totul. Din apel însă nu reieșea ce fel de proiecte sunt considerate eligibile pentru Ziua Culturii Naționale, cine poate aplica și nici dacă există o metodologie de selecție a acestora. Nu era specificat ce trebuie să conțină solicitarea de finanțare, coordonatele de implementare, iar anunțul nu avea niciun link care să redirecționeze publicul spre o sursă cu mai multe informații. Apar articole în presă, ministerul revine cu câteva lămuriri suplimentare și începe să fie trolat de pisici tricolore și toată lumea ajunge să fie băgată în priză. Se face inclusiv o petiție semnată de peste 700 de oameni care au cerut Ministerului Culturii să folosească banii noștri corect și să permită alocarea 30 de zile pentru depunerea proiectelor, de altfel timpul minim conform legii 350/2005 privind finanțările nerambursabile pentru activități de interes public. Și între timp, avocatul poporului. Oh!
Petiția a fost ignorată, s-au depus proiectele și s-au desemnat câștigătorii. Noi v-am pregătit un reportaj despre câteva din evenimentele finanțate din banii Ministerului Culturii în urma acestui concurs. Pentru a vedea întreaga poveste, vă invit să citiți reportajul făcut de Gabriel Sandu pe Bârlog. Când m-ați fost invitat? Păi nu este acces, pentru că să fie acces liber. Nu știu, așteptați o cât. Și o secundă, Zvoti, fă-ne și o fotografie. Îți dai aparatul. A, te rog. Și premianții să meargă după să vorbească cu domnul Șelar, să se ia banii, să semneze statul de plată. Alex, hai să primim și banii, dacă... Alexandru, de acolo. Lasă-o puțin să-și ia banii și două minute. Salutare! Servus, o zi frumoasă! Îmi spui câteva cuvinte, te rog, despre gală și cum a fost, cum ți-a venit ideea proiectului? Asta mi-a venit gala văzând un concurs european care are aceeași regulă, să fie autor până în 35 de ani. Și am observat că la noi nu exista lucrul ăsta. Este premiul tânăr scriitor european, care are această regulă până să fie autori europeni până în 35 de ani. Eu, indiferent de faptul că primeam sau nu finanțare, făceam proiectul. De altfel și anul trecut n-am primit finanțare de la Ministerul Culturii. Și a contat faptul că domnul Vulpescu, care este acum ministru, a fost anul trecut la gală, așa cum ai spus? Asta nu știu, că nu știu cine a fost în juriu, habar n-am. Am un salut special pentru doamna Nora Iuga de la Ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, care mi-a spus că acum, anul trecut, a fost la o ceremonie specială la Ambasada Germania, unde doamnei Nora Iuga i s-a oferit un premiu important. Trebuie să spun că Ionuț Vulpescu a fost anul trecut la această gală, pe când nu era ministru al culturii, ci doar fanul poeziei și al bluzului. Atenție, eu fac de 7 ani proiectul și știam deja din decembrie ce vreau să fac cu proiectul meu. Adică, repet, indiferent de faptul că ar fi primit sau nu bani de la minister, făceam oricum proiectul. Ok. Și adică ce s-a dus în plus acum? Au dat banii pentru premii, pentru toate astea. Altminte, dădeam eu din buzunarul meu. Aici a fost bine. De ce? Au fost aproape 50 de oameni. Dar deci, ai văzut că era o chestie care scria pe fișcă doar, se intre doar pe bază de invitație. Da, așa facem în fiecare an și de obicei sunt foarte mulți oameni. Ce mai trebuie să-i faci? Aici, mai trebuie niște piese. Aha. Așa, și aici vreau să aibă o muchie, să fie mai sculpturală, să aibă mai multe planuri. Și cât ți-a luat să lucrezi la ea? Păi, de la 12 până acum jumătate de oră. Dar mă așteptam să meargă drujba și să meargă mai repede, știi, dar n-a... A mers destul de greu? Da, la început nu, n-a mers, abia acum au reparat. Evident că nu am crezut că un proiect în care efectiv artiștii se joacă cu zăpadă, cu gheață, poate să fie finanțat. Evenimentul era mult mai amplu, ar trebui să avem și efectiv un recital de poezii și am ajuns foarte aproape de core targetul Acuarela, care este în zona de arte vizuale. Majoritatea banilor primiți de la ei s-au dus către artiști. Am înțeles
înțeles că avem două conferințe și 8 ateliere cu copii. Ok. În cadrul acestei expoziții. Ok. Și a fost gândit special pentru Ministerul Culturii, pentru apelul ăsta, sau se făcea oricum? Nu, a fost special cu ocazia Zilei Culturii de astăzi. Ok. Ok. Deci cărțile sunt cele mai frumoase cărți din România, care au câștigat titlul cele mai frumoase cărți sau care au fost nominalizate la acest concurs. Este un concurs care începe început în 2012 și prezintă, uitați, vedeți o parte din titlurile nominalizate sau premiate în cadrul celor 5 ediții. Despre ce este vorba? Deci, se urmărește ilustrație, texte și e legat de grafică. Vedeți? Grafică, text, formatul cărții, au motive naționale. Am depus un proiect absolut atipic, un proiect astfel încât să nu omagiem poezia lui Eminescu sau deja clasicele activități care au cu ziua de 15 ianuarie, Ziua Culturii Românești, și am zis să aducem încoace români naturalizați. Practic, care este impactul asupra lor culturii românești și care este impactul în cultura românească a ceea ce aduc ei din țările de origine. Bun, atunci hai să zic să-i dăm drumul. Dacă se poate un pic mai tare nivelul... Te lovește așa pur și simplu. Nu îți mai bate capul, fii cum ești tu. Îmbrățișează soarele de dimineață. Nu mai gândi ca te nu fii de ață. Te așteaptă o nouă poveste. Noi doi nu, nu trecem peste. Când nu mai crezi în tine, cine? Fii atent în tine. Love, love, love. Cum mi-a venit ideea? Noi de 15 ani facem proiecte culturale și întotdeauna ce e mai complicat ne împinge înainte. Când am auzit de acest call al Ministerului Culturii, chiar dacă este foarte blamat și de multe ori, și pe bună dreptate de cele mai multe ori, totuși nu aveai cum să reflecți ziua națională care are pe 15 ianuarie loc încă din sfârșitul anului trecut, când s-au schimbat și guvernele și ministerul. Viceversa? Negru într-o parte, alb într-alta. Mă gândesc că de aici a venit și titlul trupei. Oh, și ce greu a fost să găsim acest nume. Dacă puteți să-mi spuneți ce o să vedem în seara aceasta aici? O să fie un spectacol lectură după povești corozive de Ion Creangă. Evenimentul în sine este finanțat de Ministerul Culturii în cadrul programului Ziua Culturii Naționale. Bună seara! Da. Mai bine una! Stai cu mătră, nu mișca, că din pulă n-ai scapă, a? Nici eu nu vreau ca să scap, că mi-a fătit până crăp! De crăp, mai zi-o dată! Stai cu mătră, nu mișca, cât din pulă n-ai scapa? Nici eu nu vreau ca să scap, că mi-a fute de crăb. Așa, vă leu, băică, m-a ajuns tocmai la lingurică. Invitata mea din această seară a jucat în peste 40 de filme și seriale, alături de Tom Hanks, Harvey Keitel, Felicity Jones, Bradley Cooper sau Jennifer Lawrence. A lucrat cu mari regizori străini, precum Coppola sau Ron Howard, în timp ce a rămas apropiată și producțiilor românești, apare în filmele lui Mungiu, Muntean sau Netzer. Când nu filmează, o găsiți pe scena unui teatru jucând Shakespeare sau Brecht. Ultimul ei rol este cel al vrăjitoarei Wes din Emerald City de pe NBC. Doamnelor și domnilor, talentata și superba Ana Ularu! Bună seara, Ana! Bună! În primul rând vreau să te felicit pentru ultimele tale proiecte. Mulțumesc. Ai avut o perioadă absolut efervescentă. Dar trecând direct la subiect, ai văzut speech-ul Meryl Streep? Nu l-am văzut încă.
Știu, am văzut citate, mici, excerpturi. Da, da, ce părere ai? Ce se întâmplă acolo? Eu cred foarte mult că actorii sunt niște voci foarte importante, dar că trebuie să aibă argumente la absolut tot ce spun, pentru că altfel riscă să-și denigreze profesia și nevoia de a vorbi a profesiei. Adică asta e destul de touch and go, toată chestia asta. Eu de-aia mă feresc să emit foarte multe păreri, deși cred pasional anumite lucruri, până n-am toate argumentele, nu mă bag în... Asta vreau să te întreb. Cum crezi că ar reacționa societatea noastră dacă un actor ar lua o poziție la un moment dat? Actorii iau poziții. Și la noi. Mi se pare că iau deseori poziții, dar există aceeași problemă cu lipsă de informație totală. Și la noi mai adăugat și spiritul național care colapsează așa, pornește într-o energie după care se afundă ușor-ușor în negura derizoriului și... Ai lucrat cu foarte multe echipe străine. Ți se pare că noi suntem mai naționaliști? Sau acum că ai zis așa, ți se pare că ține mai tare la patriotismul nostru? Nu. Pur și simplu, noi ca structură, eu adorând chestia asta, pentru că e un act conștient al meu de a rămâne aici, noi ca structură națională avem un soi de efervescență pe primii trei pași, după care ori ne plictisim, ori ni se pare ceva mult mai haios în direcția respectivă și ne pierdem spiritul revoluționar pe care ar trebui să-l avem mai puternic. De acord. Zic. Episodul ăsta, noi am vorbit destul de mult despre muncă și joburi. Și vreau să te întreb, tu ce diferență ai simțit între momentul în care ai avut un job românesc și un job afară? Eu tind să nu ierarhizez nimic din principiu. Adică am avut momente minunate la filme studențești, în mod egal cu filme cu un buget obscen. Până la urmă, diferențe, adică cred că lumea cinematografică până la capăt suferă de un limbaj universal, că sunt condițiile mai bune sau mai proaste, că ai un scaun de plastic versus o rulotă cu piscină. N-am avut rulotă cu piscină, mi-ar plăcea să am. Dar sună foarte bine. Da, acum mă gândesc doar la asta, ce mișto ar fi. Mai departe de, nu știu, ce-ți permite un buget, cred că comunicarea e aceeași. Singura diferență pe care o văd, și iarăși nu aș vrea să generalizez, este că noi lucrăm mult mai degrabă într-un soi de închistare, cum spune tatăl meu, închisnovare, tensiune. Și părerea mea, umilă, eu fiind mai suflet de vioară, este că arta adevărată se naște din relaxare și din zâmbet și, în general, dacă ne protejăm și ne apreciem unii pe alții, avem șansele să fim mult mai talentați decât dacă ne dăm la cap. E un decalaj destul de mare între momentul în care tu ai filmat proiectele astea și momentul în care au premiera sau momentul în care aflăm noi de ele. Cum e asta privind tot așa jobul tău? Adică cum gestionezi pauzele între proiecte sau cum gestionezi decalajul ăsta între avea un proiect, el apare peste 2 ani, 3 ani și oamenii cred că tu atunci lucrezi la el sau atunci s-a depus efortul pentru a-l face. Le gestionez prost. Okay. În sensul că, nu, glumesc. Adică dacă am de lucru în perioada dintre, nu știu, momentul producției și momentul premierei, e în regulă. Altfel, pe mine statul, ca pe marea majoritate a actorilor și artiștilor, mă ucide. Pauzele și, în general, timpul de vacanță pe care toată lumea și-l dorește foarte mult, pentru mine e un soi de blestem. Adică anul trecut, de fapt, am petrecut foarte mult timp făcând serialul, după care, din fericire, s-a mai extins lucrul la el cu ce posincron am mai avut de făcut, etc., etc. Dar tot a fost o oarecare pauză, pentru că vara se întâmplă destul de puține lucruri și dacă nu ai securizat din timp un film pe care să-l faci vara, lucru pe care eu n-am avut timp să-l fac, că lucram, stai. Și când stai, e oribil. Dar a trăit, de exemplu, Emerald City a trăit cu mine în tot 2016-le până în octombrie. În octombrie am pus ultima cireșică pe tortulețul care e West și acum s-a și materializat în ceva și îl vede lumea. Incredibil. Cum e să filmezi un serial american? E minunat. E minunat pentru că
Eu zic chestia asta tot timpul și vreau, aș vrea să fie înțeleasă, dar fiind mai criptică, nu-mi dau seama dacă se înțelege. Noi ne-am simțit, făcând acest serial foarte scump, extrem de scump, s-ar putea să fie cea mai scumpă producție a NBC-ului, ca și cum am face un film de drag, independent, anarhist, nu știu cum să zic. Adică asta e de fapt cel mai frumos sentiment, că ai toate jucăriile și ai posibilitatea să, nu știu, ai o turbină de vânt care să-ți facă o tornadă și decorurile alea fabuloase și tot așa, dar nu ți se impune nimic, ți se acordă îndeajuns de mult timp pentru orice scenă ca să bibilești, ai libertatea de a-ți construi personajul într-un anumit fel și oamenii în jur care te încurajează în direcția asta. Adică ne-am simțit, n-am fost constrânși de nimic. Nu am fost produși la modul la care oricine din lumea filmului știe ce înseamnă să fii produs, în sensul că îndreptat pe o matcă și nu mai prea ai voie să ieși de acolo. Noi am avut libertatea cu regizorul nostru, Tarsem Singh, să creăm lumea asta și finanțele să o facem la modul ăsta spectaculos. Sună foarte bine. Da, da, e ideal. Ce fel de rol preferi, dacă ar fi să alegi? Care e direcția care îți place cel mai mult? Nu știu dacă am o direcție. Asta e cel mai plăcut la meseria mea, că mi se întâmplă mereu lucruri noi. Că mă gândeam de exemplu pozitiv-negativ, că joci și villain, joci și roluri negative, joci și direcții de genul ăsta, le preferi? Look at this honest face. Ce proiecte urmează în viitor? La ce lucrezi acum? Acum lucrez deja de vreo două luni și tot mai țin ca surda pe mormânt la filmul lui Jaume Balagueró, care se numește Muse. Jaume Balagueró este regizorul spaniol care a făcut Rec. Filme de groază. Ăsta nu e de groază. Asta tot fac. Urmează să se lanseze un film independent pe care l-am făcut anul trecut în Birmingham și de care sunt foarte mândră, care se numește The Marker. Să live tweetuiesc în fiecare vineri la ore obscene în timp ce se distribuie serialul în America cu publicul și am un spectacol la Teatru Act pe care îl iubesc cu năbădăi, care se numește O intervenție. Scris de Mike Bartlett, regizat de Radu Iacoban cu Lucian Iftime și subsemnatul și mai pregătesc încă un spectacol în care o să intru mai târziu pentru că filmez. Premiera o să o dea Rodica Lazar, se numește Procesul Capre cu un Ied la Teatrul Metropolis. Wow! O grămadă de chestii. Nu știu cum gestionezi. Greu, dar altfel dacă aș sta acasă m-aș deprima. Ok. Vezi? Bine, păi, până apar toate zderile de proiecte pe care lucrează Ana acum, o puteți vedea în Emerald City, care e cea mai nouă ecranizare a Vrăjitorului din Oz. Mulțumesc foarte mult, Ana, că ai venit cu noi. Mersi. Aceasta a fost emisiunea noastră din această seară. Ne vedem peste două săptămâni.